Da, e o seară greu de digerat, e o seară în care cred că, din orice unghi ai privi-o, te zgârie în orgoliu și e greu să digerăm acest lucru, dar sunt aceiași băieți care acum o săptămână au câștigat contra campioanei, au câștigat derby cu FCSB, așa că ne rămâne decât să ne asumăm această înfrângere și să mergem înainte. A fost Farul prea bună seara asta sau voi sub așteptări foarte mult? Hai să spunem că pe lângă faptul că Farul are calitate și jucătorii care fac diferența, ne-am mai oferit și noi cadouri. O seară în care lor le-a ieșit tot și nouă nimic. Nu avem ce să spunem. Îmi spuneam, în orice unghi ai privi această seară, o seară de coșmar și rezultatul spune tot. Cum e să începeți practic de la 1-0? Penal din secunda 30. Păi, când o seară începe prost și se termină și mai prost, îți dai seama, în secunda 30 să ai penaltiul. După am avut și eu, să spun, o ocazie imensă în care, poate dacă marcam, probabil s-ar fi schimbat ceva, dar nu am reușit după aia să oprim această, să zic, iureș pe care l-au făcut cei de la Farul în primele 30 de minute. Asta ne-a costat. Cum spuneam, lor le-a ieșit tot, au și calitate, au jucători, iar pe lângă asta am și cadourile noastre care s-au făcut niște greșeli și bineînțeles că toți suntem vinovați de acest eșec și, cum spuneam, e greu de digerat, dar câteodată câștigi, alteori înveți. Sperăm să învățăm ceva din această seară. Ce mesaj v-au transmis fanii după această întâlnire? Da, au fost alături de noi. Cred că își dau și seama că e o seară în care nu ne-am ridicat la înălțime și nu că n-am fi vrut, dar chiar nu ne-a ieșit nimic în seara asta. O seară pe care trebuie să o uităm. Da, bineînțeles, cu toate că meciul era tranșat din prima repriză, adică e greu să potriva echipei după primul loc să întorci când ai un handicap de 4 goluri. Chiar dacă am avut un început, să spunem, de repriza a doua, ok, seara era deja scrisă, mă undeva, și, cum spuneam, nu avem ce să spunem, nu avem scuze, nici nu caut scuze, ne asumăm și felicitări celor de la Farul și baftă în continuare la meci facem. E o seară și rezultatul cred că spune tot, numai ce să mai... Dacă ai încerca să undeva să găsești ceva bun, nu, e o seară greu de digerat. Oricum aș privi din orice unghi, o luăm, e o seară de coșmar, așa că n-avem ce să spunem.